Păi atent că scrie lumea pe desfășurător. Deci cum rămâne cu Gemini? Noi am zis așa, pe Teoshop, un canal de Canal de România, am zis că punem poze cu gemeni, fiecare pe contul lui, după care la pagina noastră dau oamenii tag. Nu, mă, e mai follow. Simplu, mă, pare complicat păi, ce că spui m-a înciopăcit. Dragii mei, dacă vreți să ajungeți în platou, să ne cunoaștem și să vă vedeți la televizor, e foarte simplu. Puneți o poză pe pagina noastră de Instagram cu frații, cu fratele dumneavoastră, că dacă aveți sau gemeni, copii. Dacă, copiii, da. Așa, dați-ne tag la teoshow.canal de România și hashtag gemeni. E foarte simplu, noi vedem pozele, le luăm, le punem la televizor, iar unii dintre dumneavoastră vor ajunge cu noi în platou. Nu uitați că vom verifica dacă cei care ajung în platou au dat follow la pagina noastră de Instagram, teoshow.canal de România, e foarte important să dați și follow. Da, și eventual să aveți... Să avem posibilitatea să intrăm și noi în contul respectiv ca să ne mai uităm la fotografii la una la alta, că dacă e contul închis, știți ce, la ușile închise, nici proștii nu bat. Cu atât mai puțin noi doi care suntem dotați cu o inteligență superioară. Mergem mai departe cu Diana Bulimar. Diana Bulimar a hotărât să se destăinuiască. Cui? Păi, cui? Mădălinei Lambrino, cum face toată lumea, că doar și eu tot acolo m-am dus. Doamnelor, domnilor, până acum i-ați cunoscut mai mult latura de sportivă. Astăzi își deschide sufletul și răspunde chiar acum provocării mele, Diana Bulimar. Să spunem că sunt exact câte degete avem la ambele mâini. În exclusivitate, Diana Bulimar, spune lucrurilor pe nu. Să îmi zică că iasă cu băieții și de fapt sunt multe fete acolo. Înțeleg că ești geloasă, Didi. Am învățat să nu mai fiu. Și crezi că nu mai ești? Da. Cred că tata m-a învățat un lucru. Poți să-i dai drumul pe timp de zi, dar dacă se întoarce pe timp de noapte, înseamnă că este al tău. Nu prea bag în seamă hate-ul, le ignor, pur și simplu. Mă deranjează, dar până la urmă le ignor și îmi dau seama că îmi place ceea ce fac și că am pus poza aceea pentru ceva, nu doar ca să primesc foarte mult de like-uri și comentarii. De ce ai pus pozele în care apari în postaze cel puțin sexy? De ce le-am pus? Nu știu, probabil că îmi plăcea cum arată linia de pe abdomen sau îmi plăcea cum arată piciorul meu făcut și am vrut să vadă și restul lumii. Groaznică. Adică, bine, prima dragoste a fost foarte frumoasă, stai un pic. Prima dragoste a fost foarte frumoasă și mult prea încrezătoare și mult prea... Vom avea un viitor foarte frumos împreună, dar nu a fost. Prima despărțire, cred că a fost oribilă. Nu m-am exprimat cum trebuie. Prima noapte de dragoste, cum a? Prima noapte de dragoste, plăcută. Doar atât? Atât, nu? Ce pot să zic? Plăcută. Cu cine a fost prima ta relație? Pentru că am stat foarte mult timp în... Nu neapărat închise, dar nu aveam dreptul să ieșim, să cunoaștem alți oameni, nu aveam alte cercuri de prieteni. Am vorbit foarte mult timp doar online cu oamenii și mi-am promis că în momentul în care ies din sport, să cunosc oameni, să intru și în alte cercuri, să învăț și de la ei altceva, pentru că am rămas în același glob de cristal al gimnasticii și îmi doream din tot sufletul să ies de acolo. Și atunci pot să spun că a fost sportiv, dar nu o gimnast. Da, am auzit că este vâlvă cu această... A fost un interviu în care am spus acest lucru. Ideea era că eram și mică, aveam, cred că, 15 ani. În anul acela am împlinit 15 ani. Și îmi doream foarte, foarte tare o medalie mondială. Europeană aveam, îmi doream una mondială foarte, foarte tare. Eram în contextul unei competiții de echipe și țin minte că urma China după noi și mi-am dorit foarte tare ca ultima lor sportivă nu neapărat să se accidenteze, să rateze, să facă ceva cât să nu primească punctajul necesar pentru a ne învinge pe noi. Și până la urmă ne-a și învins cu foarte puțin, cu două zecimi, ceva infim. Și a doua zi, pentru că Doamne, Doamne este sus și ne urmărește, mi-am și rupt două degete de la picior.
Wow, ce regret cel mai mult din gimnastică. Cred că în sport trebuie să ai un moment în care să știi când să te oprești. Eu n-am știut să am acel stop. Am continuat și am tot continuat, am sperat la cât mai multe medalii, să mă văd din nou pe podium, să-mi cânte din nou imnul și nu am știut când să pun stop. Am zis că nu o să mai revin în gimnastică, totuși aveam o formă fizică destul de bună, am reîncercat, m-am accidentat din nou, asta am păstrat-o pentru mine, nu știe nimeni faptul că eu încă va trebui să mai am încă o intervenție chirurgicală la un genunchi. O, da. Sincer, știi că ți-am zis, da, eram geloasă. Acum nu cred că aș mai face lucrul acesta, dar m-am uitat în telefonul altor băieți. Asta e. Ideea este că nu pot să dau vina doar pe mine, atât timp cât ei mi-arătau că vorbeam și eu cu alte fete, adică eu vorbeam că, vedeam că ei vorbesc și cu alte fete și atunci nu puteam să nu. Și atunci, parole, chestii. Și te-a întristat ce ai găsit? În mare măsură nu, cred că o dată sau de două ori am avut un șoc, am văzut că vorbea cu altcineva, dar în rest nu. Și cum ai reacționat? M-am despărțit. Cu cântec? Am avut o singură despărțire cu cântec, care a ținut foarte mult timp, adică a fost cântecul ăla de final, știi? Și după așa câte puțin, dar de ce nu, dar de ce da, și a mai continuat câteva luni și până la urmă am zis, bun, stop. Ai avut vreo relație toxică? Da. Da, am avut o relație toxică. Mi-am pierdut eu autenticitatea. Nu mai eram eu, cea care eram înainte. Adică făceam doar lucruri pe placul lui. Cât de rău ți-a părut? Ai să râzi, dar nu mi-a părut rău. Mi-a părut bine, dar după foarte mult timp în care ajunsesem să stau doar singură în casă, nu mai făceam absolut nimic, îmi anulam toate planurile, mă puneam în bucătărie singură și plângeam și lucruri de genul. După ce nu ai mai fost cu el? După ce n-am mai fost cu el, da. Dar nu regret nimic. Cred că acea relație a fost și cea care mi-a dat aripi. A fost bărbatul pe care l-ai iubit cel mai mult? Până în momentul de față, da. Da. A fost momentul în care i-am spus mamei mele că mă voi reîntoarce în gimnastică, după ce am avut una dintre cele mai grave accidentări. Gabi chiar este un băiat foarte fain, foarte de treabă, m-am înțeles foarte bine cu el, doar că am ajuns într-un punct în care nu mai aveam foarte multe în comun. Mai ales a venit și pandemia, am stat despărțiți, apoi iar am fost împreună, iar am fost plecați la un moment dat și chimia aceea s-a rupt. Dar este un băiat extraordinar. A fost distanța un impediment? Cred că da, cred că acolo a fost ruptura. Ce diferență de vârstă este între voi? Și asta este încă un lucru. Eu am 25, el are 22, cred că, sau 23. 3 ani, sunt cu 3 ani mai mare decât el. Clar că nu înșel. Didi, îți mulțumesc tare mult și să știi că te mai aștept. Mai vin, dar nu cu întrebări din astea așa personale. Și mai și. Te aștept și îți mulțumesc. Mulțumesc și eu, mă, da.